În urmă cu doar câteva zile aici, în spatele meu, era livadă de corcoduș. Acum, după cum se poate observa, nu e decât un maldăr de pământ. Și mai sunt doar 5 sau 6 metri până când dealul va ajunge la fânarul familiei Blidaru. Singura soluție pentru ca locuința familiei Blidaru, precum și altor 9 localnici din satul Artanu, comuna Negomir, să nu fie înghițite de pământ, ar fi realizarea unui zid de sprijin. Este nevoie însă de cel puțin 20 de miliarde de lei vechi pentru realizarea acestor lucrări, bani pe care autoritățile locale din Negomir nu îi au. Primarul speră să primească sprijin de la guvern, în caz contrar amenință cu demisia. Dacă nu voi fi sprijiniți și casele vor fi înghițite de pământ, voi demisiona, deci nu accept după 30 de ani de primă să mi se întâmple așa ceva. Până săptămâna viitoare, când se așteaptă un răspuns de la guvern, autoritățile locale încearcă să limiteze alunecările de teren. Începem să transportăm pământul, așa cum am discutat cu proiectantul, cu inginerii de specialitate, o luăm de la un capăt, luăm pământul, transportăm de acolo. Și ce s-a demolat astăzi? La oamenii ăștia fânarul, deci acoperișul la fânarul, deci putul să bage rabile, să care din pământ. Ce s-a demolat astăzi aici? Ce să demoleze la fânar, perdeaua, pomii, la acoperișul de acolo, de la bunar, gardurile. Și ce mai continua din mâine încolo. Da, Lu, s-a mai apropiat de casa dumneavoastră? Încet, încet o să ajungă până de seară. Zic eu după mine, deja pomnește mereu. 10 locuințe sunt în pericol de a fi înghițite de alunecarea de teren din Negomir.